Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! O femeie în vârstă de 43 de ani din localitatea Maluri, comuna Vulturu, mama a 6 copii, a fost găsită decedată. Trupul său prezenta mai multe leziuni și a fost dus la necropsie, anchetatorii suspectând faptul că a fost vorba despre o crimă. Luat în vizor de oamenii legii este concubinul femeii, un bărbat în vârstă de 51 de ani, consumator de băuturi alcoolice. O femeie de 43 de ani din localitatea Maluri, comuna Vulturu, a fost găsită decedată în noaptea de luni spre marți. Pe trupul femeii au fost găsite urme de violență, mai ales în zona capului, aspect care le-a trezit suspiciuni anchetatorilor. Principalul suspect în acest caz este concubinul femeii, un bărbat de 51 de ani. Cea care a găsit-o decedată pe femeie a fost cumnata sa, asta după ce bărbatul a mers la unul dintre frații lui și i-a solicitat cumnatei să spele trupul femeii, întrucât aceasta a decedat. Cele spuse de suspect s-au confirmat și astfel a fost anunțat poliția. Ne-am trezit cu el, a venit în casă la noi. Nu mă lăsați, zic, mă, ce cum? Era beat? Zic, ce cu tine, mă? Eu și soția. Ce cu tine, mă? Ne-am trezit cu el în mijlocul. Zice, cumnata, am venit să te iau să o speli pe Mariana, că a murit soția lui. Zic, ce spui tu, mă, că a murit Mariana? Dar de ce să moară Mariana? Cum să moară? Zic, ai bătut-o. Că el cam o bătea. Și nu n-am atins-o cu niciun deget. Să jura pe copii. Păi și atunci de ce ai bătut-o? De ce a murit? Nu știu, că, dar unde ați fost astăzi? Păi am fost la treabă, nu știu unde a zis. Am mai fost la cineva la treabă și ne-a dat un bidon de vin, o jumătate de kilogram de irachiu. Zice, ia bă bidonul, dar el era beat. Ia bă bidonul de vin și nu mai știu. La un moment dat am strigat-o, Mariana, ce că nu mai vorbea cu mine. Am zgâlțit-o, am văzut că era rece, îi se întreștea sigur, așa spunea el. Și zice, Mariana, mă, și am plecat, m-am dus, iar o soră în sat aici pe ulița cealaltă, pe ulița Vacea. Care... Dar nu prea are tangență cu ei așa. Zice, ai Manuela, cum o cheamă pe aia, zice că a murit soata Mariana. Și cum mă bag eu, mă. Și a venit la mine și i-am spus, măi, omule, i-am explicat destul de clar, dar el dacă era beat nu înțelegea ce spune. Eu zic, băi, eu nu pot să merg să o spăl pe Mariana ta, pentru că asta este moarte suspectă la tine, zic. Tu ești beat acum, tu n-ai lumină, n-are lumină. Așa, îți necăjeți amărât. Și zic, lasă, poate zic, e leșinată, poate nu știu ce, i-a venit rău, zic, bâine dimineața la prima oră, vedem ce facem. Cei doi concubini trăiau într-o casă sărăcăcioasă, ambii consumau băuturi alcoolice, iar certurile și bătăile erau frecvente. Tata acolo a băut, are s-a glumit și a plecat în bună voie acasă. Acum, cum a murit-o el, nu mai știu. Deci amândoi au fost la magazin, da? Ieri și-au plecat. I-ați văzut dumneavoastră? La mine venea mereu, dar n-am mai venit de vreo 2 săptămâni la mine. A fost plecată. S-a dus și-a luat-o de acolo. De unde? Pe la o vecină. Pe la... Nu știu cum îi spune familia. Dar ea mai plecat de acasă? Și că aseară, astăzi dimineață, se aud că a murit Mariana. Să îmbăta amândoi. Eu mereu îi spuneam ei, eu o certam. Da, tanti Valerica, nu mai bea. Mă, nu mai bea, mă, că tu ești femeie, mă. El e bărbat, dar tu ești femeie. Nici el n-are voie în halul ăla așa. Eu nu-i dau lui, dar tu ești femeie. Stai acasă, el să plece la muncă și tu stai acasă. Fă o leacă de curățenii, fă mâncare, fă astea. O scula săraca de la... O scula noaptea ca să aducă apă. Eu, soțul, o mai lua la ceartă, că venea la mine și lua apă. O mai lua la ora asta să vină să iei apă. Păi eu închid poarta, frate, eu seara când aia, gata, mi-am închis poarta, îmi văd de treaba mea, nu-mi vii tu să... Eu îi spuneam mereu lui bărbatul, păi, nu mai o certa. Ce, dacă el o trimite, o bate și o trimite la ora când vrea el, ce... După cercetarea la fața locului, trupul neînsuflețit al femeii, despre care se crede că a fost omorâtă chiar de concubinul ei, a fost ridicat și dus la serviciul de medicină legală Vrancea pentru necropsie. Principalul suspect, concubinul femeii în vârstă de 51 de ani, nu a putut să le explice anchetatorilor ce s-a întâmplat cu concubina lui, întrucât era băut bine. Pentru că nu s-au putut înțelege cu el, anchetatorii l-au dus la secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani. După efectuarea necropsiei, se va stabili cauza morții și dacă a fost vorba sau nu despre crimă.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a continuat seria controalelor în rândul angajatorilor. Inspectorii vor să vadă dacă angajatorii respectă noul mod de salarizare al angajaților. Lucrătorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Vrancea au efectuat în ultima perioadă o serie de controale la societățile comerciale din județ în privința noii legi a salarizării. Principalul scop al acțiunii a fost verificarea modului în care angajatorii vrânceni pun în practică noua lege a salarizării, în contextul în care, la finalul anului trecut, ITM Vrancea a desfășurat o amplă campanie de informare a angajatorilor. Acest proiect este implementat în parteneriat cu Camerele de Comerț, Industrie și Agricultură Galați și Camera de Comerț, Industrie și Navigație și Agricultură Constanța. Fiecare partener având în jurisdicția sa câte două județe din regiunea Sud-Est. Deci proiectul se implementează în toată regiunea Sud-Est, în toate cele 6 județe, cu un număr egal de membrii a grupului țintă și cu desfășurarea acelorași activități, având în vedere faptul că partenerii sunt instituții care deja au ca scop obiective dezvoltarea antreprenoriatului, deci toți cei trei parteneri vor avea același tip de activități pe acest proiect. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 3, locuri de muncă pentru toți, obiectivul specific 3.7, creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Perioada de implementare este de 36 de luni începând din 16 ianuarie 2018. Bugetul total al proiectului este de 13.132.649,21 RON, din care Camera de Comerț din Vrancea are un buget de 4.451.353,71 RON. În perioada următoare, ITM Vrancea va continua să verifice societățile comerciale din județ și va aplica amenzi acolo unde cazul o va impune. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea va implementa în următorii 3 ani un program de pregătire a vrâncenilor care vor să dezvolte o afacere în orașele din județ. Proiectul, finanțat din fonduri europene, are ca obiectiv dezvoltarea mediului de afaceri prin îmbunătățirea competențelor și abilităților antreprenoriale, dar și prin acordarea unui ajutor în valoare de 30.000 de euro pentru înființarea a 60 de firme noi. Proiectul Antreprenoriat Soluție Durabilă pentru Ocupare este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. A fost inițiat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați și Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Proiectul are o valoare de 13,1 milioane de lei, din care cofinanțarea Uniunii Europene este de 11,1 milioane de lei. Avem 180 de contracte colective de muncă active, 15 contracte colective de muncă la societăți comerciale și companii ale statului, Regia Autonome și Unități Bugetare, 2 contracte colective pentru unități capital mixt, în general majoritatea de stat, 157 contracte pentru unități cu capital privat, 6 contracte pentru alte categorii de unități. În perioada scursă de la ultima ședință, 27 martie, 23 aprilie 2018, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 117 acțiuni de control și prevenire soldate cu stabilirea 207 măsuri de intrare în legalitate cu termenele stabilite de realizare. Au fost aplicate 55 de sancțiuni contravenționale, dintre care 17 amenzi în valoare de 280.800 de lei. Totodată am identificat 13 lucrători actele care s-au aplicat măsurile de intrare în legalitate. În urma acestor acțiuni, am depistat două cazuri în care transferul contribuțiilor de la angajator la angajat a condus la diminuarea salariului net în 2017, deoarece în urma negocierii colective s-a menținut în plată salariul brut din decembrie 2017, acesta fiind mai mare sau egal cu 2.000 de lei. Obiectivul principal este dezvoltarea antreprenoriatului prin îmbunătățirea competențelor și abilităților antreprenoriale și sprijinirea înființării și dezvoltării de noi firme ca oportunitate pentru dezvoltarea regională și creșterea gradului de ocupare în regiunea Sud-Est.
Din cele 1091 de petiții și cereri înregistrate la Casa Județeană de Pensii Vrancea în primul semestru al acestui an, au fost soluționate 705. Totodată au fost soluționate aproape 1200 de cereri de înscrieri noi și recalculări înregistrate în anul 2017. Casa Județeană de Pensii Vrancea și-a prezentat bilanțul pe primul trimestru al acestui an. Față de anul precedent, la nivelul instituției s-a înregistrat un număr mai mare de cereri de solicitare a stabilirii dreptului de pensie, din care au fost soluționate mai mult de jumătate. În primul trimestru al anului 2018, la nivelul Casei Județene de Pensii Vrancea, s-au înregistrat un număr de 1091 de cereri de stabilire a drepturilor de pensie, din care s-au soluționat un număr de 705 dosare. După cum urmează, dosare pentru limita de vârstă 295, dosare pentru pensie anticipată 30, pensie anticipată parțial 91, pensie de invaliditate 162 de dosare, pensie de urmaș 114, pensie de serviciu un dosar. Alte drepturi acordate pentru lei speciale, un număr de 12 dosare. Totodată s-au mai soluționat și un număr de 1237 de modificări drepturi, adică recalculări, revizuiri, suspendări, încetări, trecere la limită de vârstă, la cerere sau din oficiu. Fac precizarea că tot în primul trimestru al anului 2018 au fost soluționate un număr de 1186 de cereri de înscriere noi, care au fost depuse în anul 2017, în lunile noiembrie și decembrie. La data de 31 martie, la nivelul Casei Județene de Pensii Vrancea, există aproape 87.000 de dosare și indemnizații aflate în plată pentru următoarele categorii. Pensii pentru limită de vârstă, pensii anticipate și anticipate parțial, pensii de invaliditate, pensii de urmași și indemnizații de veteran și urmași de veteran. Academicianul Dinu Cegiurescu a murit marți la vârsta de 91 de ani. Istoricul, fiul lui Constantin Cegiurescu, a fost membru al Academiei Române din 2002. Academicianul a scris peste 30 de lucrări de autor și în colaborare. În această seară vom difuza In Memoriam, începând cu ora 21, un interviu acordat de istoricul Dinu Cegiurescu postului de televiziune Atlas TV, în urmă cu mai mulți ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace! De familia noastră este legată de Focșani și de județul Putna, astăzi de județul Vrancea. Bunicul meu, Constantin Giurescu, proaspăt profesor de istorie de liceu, a predat la liceu Unirea și s-a căsătorit cu Elena Antonescu, fiica unui negustor de pe ulița Mare, de pe strada Mare din Focșani. De altfel, părintele meu, tata, este născut în oraș. Pe de altă parte, bunicii din partea mamei, Simeon Mehedin și Maria Simona Mehedinți, au avut o vie la Odobești. Și copilăria mi-am petrecut-o la Odobești, unde și părinții mei, de altfel, aveau o bucată de vie. În plus, părintele meu, Constantin Cegiurescu, a făcut și politică și, închipuiți-vă, tot în județul Putna, adică tot în județul Vrancea, de astăzi, sub egida Partidului Național Liberal, aripa Gheorghe Brătianu. Cum vedeți, prin multiple evenimente, prin multiple întâmplări ale vieții și prin familie, aparțin într-un fel județului și orașului. Tenisul de masă a făcut sâmbătă 21 aprilie sala plină de dimineață până seară în Polivalenta Focșaneană. A fost cupa Proactiv organizată de AGS Proactiv cu sprijinul CSM Focșani 2007 și al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vrancea. Competiția a adus în concurs jucători de foarte bună calitate care au reușit execuții și partide de mare spectacol disputate în condiții de fair play fără cusur. La acesta au contribuit condițiile de concurs foarte bune oferite de organizatori, 16 mese de competiție, scorere despărțitoare. Cupa Proactiv s-a desfășurat în sistem cu grupe inferioare formate din câte 16 jucători, primii 4 din grupă calificându-se pe tabloul eliminatoriu de 16 la elit, 32 la open și 64 la amatori. Printre câștigători s-a aflat și Iulian Roman, sportiv legitimat la clubul CSM Focșani 2007. Acesta s-a clasat pe primul loc la categoria elit după ce a avut victorie pe linie. Prezența numeroasă arată că tenisul de masă rămâne un sport extrem de îndrăgit. Jucătorii amatori au avut nevoie de astfel de întâlniri în care au posibilitatea să socializeze, să se întreacă și să petreacă timpul liber într-un mod extrem de sănătos.
Cupa Africană pentru cadeți la judo de la Tunis a avut la start și două sportive de la Unirea Focșani, Georgia Hagianu și Denisa Marin. La întrecerea cu sportive din zona africană sau central-asiatică, judoca pregătită de profesorul Adrian Moldoveanu au reușit să confirme marele lor talent, obținând o medalie de aur și o medalie de argint. Medaliată cu aur la categoria 40 de kilograme, focșăneanca Georgia Hagianu a fost urmată în clasament de două sportive din Tunisia, respectiv Algeria. O altă judoca de la Clubul Unirea Focșan, Denisa Marin, a cucerit medalia de argint, fiind întrecută doar de o sportivă din Republica Sud-Africană. În această lună, la 7 aprilie, Georgia Hagianu a ocupat locul al treilea la Cupa Europeană pentru cadeți de la Berlin și împreună cu Denisa Marin și alte două colege de la CS Unirea, Larisa Constantin și Ionela Macovei, va participa la Cupa Europeană pentru cadeți de la Cluj-Napoca la 5 mai. Sportivele de la Clubul Unirea Focșan sunt antrenate de Adrian Moldoveanu și Mugurel Popa. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla în general slab. Temperaturile minime se vor încadra între 16 și 18 grade Celsius, iar cele maxime între 27 și 29 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să vă spartă de o seară cât mai frumoasă. La revedere!